Bună seara și bine v-am găsit la primul monitor al acestei săptămâni. Sunt Bogdan Costea și pentru început vă invit să urmărim principalele titluri ale ediției. Sarmisegetul Zaregea intră într-un circuit internațional al cetăților. Cântărețul Pepe a făcut pe bihoreni să uite de secetă. Pădurea aceala din Arad mai curată datorită unor tineri inimoși. La Reșița, o fântână florentină așteaptă să fie pusă în valoare. Unul dintre politicienii aflați pe podiumul încrederii românilor a fost arestat de DNA. Primarul Bucureștiului, Sorin Oprescu, a fost reținut în urma unui flagrant în care a luat mită 25.000 de euro. Tribunalul a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a edilului Capitalei. Prima noapte de arest pentru Sorin Oprescu. Magistrații Tribunalului București au decis aseară arestarea preventivă pentru 30 de zile a primarului general al Capitalei. Oprescu a fost prins cu 25.000 de euro mită pentru un contract de lucrări publice. S-a dispus arestarea pe o perioadă de 30 de zile și s-a dispus și emiterea mandatului de arestare pe numele domnului Sorin Oprescu Mircea. A luat sau nu mita 25.000 de euro? Nu a luat mita de 25.000 de euro, nici n-a pretins-o. Premierul Victor Ponta a avut și el astăzi prima reacție în cazul arestării lui Sorin Oprescu. Ponta spune că privește uluit la televizor și că nu-i vine să creadă ce se întâmplă, dar spune că nu-l va ataca și nici nu-l va vorbi de rău pe primarul Capitalei. Mă uit și eu uluit la televizor, că nu am alte informații decât cele de la televizor. Nu pot decât să mă uit și să... Repet, nu am alte informații. Vă spun un singur lucru din punct de vedere politic și comentarii politice. Nu vă așteptați de la mine să mă adaug la corul de șacali și hiene râite care sar acum pe Oprescu. Nu o să spun niciodată nimic de rău despre el. Restul dacă fiecare își duce viața. Sorin Oprescu este primar general al Capitalei din anul 2008. Autostradă închisă la niciun an după ce a fost dată în folosință un tronson din șoseaua Sibiu-Deva s-a umplut de fisuri și are nevoie de reparații de amploare. Problemele au apărut pentru că firma care a făcut lucrările nu a respectat proiectul de construcție. Drumul a fost închis astăzi și se va redeschide abia în octombrie. Tronsonul de autostradă care s-a stricat a fost inaugurat în urmă cu doar 9 luni. Pe drum au apărut crăpături și toată porțiunea trebuie decopertată și asfaltată din nou. Pentru că lucrările sunt de anvergură, bucata de 22 de kilometri de autostradă a fost închisă. Șoferii sunt revoltați. Mi se pare aiurea că puteau să devieze, nu trebuia să o închidă complet și să devieze tot traficul. Eu cred că era posibil. Exact, se poate decoperta și pe o jumătate. Deci nu cred că... Oricum nu cred că au o viteză de lucru atât de mare să termine atât de repede. Da, mai ales că doar pe un kilometru se lucrează, restul de 21 sunt deja închiși. Deci chiar e o prostie. Văzut aici, am văzut astea și zic, mă, nu s-a terminat nici acum. Că doar toată lumea spune că s-a făcut aia, în schimb s-a făcut doar cheltuieli. Rău pentru noi, ne rupe la mână. Păi ne încurcă, evident că ne încurcă. Ungurea reușește să facă 400 de kilometri în 2 ani. Reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri spun că asfaltul a cedat pentru că firma care a construit șosea nu a respectat proiectul. Tronsonul pe care au apărut problemele a costat 182,9 milioane de euro. Schimbare radicală a vremii, n-a venit toamna însă așa cum ne așteptam, ci avem de-a face tot cu o dezlănțuire specifică verii. După caniculă, furtunile au lovit țara. A plouat torențial în Moldova și în zonele de munte, iar vântul a bătut cu putere și temperaturile au scăzut drastic în unele zone chiar și cu 20 de grade. Furtuna și ploaia torențială de zeci de minute au făcut ravagii în Iași. Speriați, oamenii au fugit spre case, iar mai multe umbrele de la terasă au fost dărâmate de vânt. Și Suceava a fost sub avertizare de ploi, iar temperaturile au scăzut drastic față de ultimele zile, când locuitorii au suportat până la 37 de grade. Am 83 de ani, de așa ceva n-am întâmpinat. Așa ceva n-am întâmpinat. Uitați acum plouă. Ce o să fie, nu știu. Că v-ați echipat bine, aveți geacă pe dumneavoastră? Asta, m-am echipat, cum să nu știu, domnul, a luat haină. De acum a venit toamna. Da, Doamne, să vii. Meteorologii au emis alerte de vreme rea pentru aproape toată țara. Dezastru pe o șosea în apropiere de Craiova. Două căruțe și doi bicicliști au fost pulberați de șoferul unei mașini care circula cu viteză. Trei oameni au murit pe loc, iar altul se zbate între viață și moarte la spital. Alte patru persoane au fost rănite.
Tragedia s-a produs la primele ore. Victimele, membrii aceleși familii, mergeau la muncă la câmp. Mergeam la pormeg, mai aveam 2 metri și făceam la dreapta. Ce s-a întâmplat? M-a pus din spate. Asta sunt. Mergeam la pas, mai aveam 2 metri. De chiar 2 metri mai aveam câte cărăsa de lungă să fac la dreapta. Și de acolo mă pogni și mă aruncă aici. Mergea cu viteză, șoferul? Păi dacă, sigur, eu nu băzui din spatele meu. La spatele căruței de acolo a fost o bicicletă. Uitați, bicicleta între căruță și mașină. Mașina a fost semnalizată, bicicleta a făcut cu lumini pe ea și de acolo și până aici viteză. Ce înseamnă banii, permise cumpărate, viețile la oameni, aia înseamnă. Ce fac acum? Am 3 morți în familie, fratele meu cu bratul meu. Cine-i mormântează? Nenorocitul ăla? Un accident stupid. Probabil că căruțele din față n-au fost iluminate și cel cu Opelul a avut și viteză, că altfel nu se explică, și orbit din față, mașina care a fost din față a plecat. Probabil că a fost orbit de farurile celor din față, n-a văzut și... Șoferul circula cu viteză și a văzut în ultimul moment când în fața lui se aflau 2 căruțe și 2 biciclete. Nu a mai avut cum să le evite pentru că din sensul opus veneau alte mașini. Ce a urmat a fost cumplit. 2 oameni din căruță, dar și unul dintre bicicliști au murit pe loc. S-au produs 8 victime, dintre acestea 3 decedate la locul accidentului. 4 pacienți au fost aduși în departamentul de urgență și un pacient nu a dorit să vină la spital. Una dintre victime a fost intubată și ventilată mecanic înainte de a fi internată la terapie intensivă. Șoferul vinovat are dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Sarmizegetusa Ulpia Traiana este inclusă în proiectul cultural Ruta Împăraților Romani, atestat de Consiliul Europei. Alături de situl arheologic din județul Hunedoara, din proiect mai fac parte alte 15 situri romane din Bulgaria, Serbia, Croația. Ruta Împăraților Romani are scopul de a atrage un număr cât mai mare de turiști vest-europeni în aceste zone turistice. Ieri în capitala înființată de împăratul Traian au venit arheologi și muzografi din celelalte 3 țări în care va fi implementat proiectul cultural. Instituția noastră reușește să vină în fața opiniei publice cu un proiect extrem de important, acela privind restaurarea și reconstrucția acestui anfiteatru, pe care o poate vedea orice vizitator începând de astăzi pe un panou mare, spunem noi, pe care se poate vedea cum arată anfiteatrul acum și cum va arăta după restaurare. E un proiect european cu o sumă importantă, e vorba de 5 milioane de euro și această participare a noastră și prezența noastră în această rută culturală ne va aduce un punctaj suplimentar. Proiectul Ruta Împăraților Romani, care o are ca partener Autoritatea Națională pentru Turism, a fost gândit ca o rută culturală care să lege cele 5 situri romane din România, Sarmizegetusa, Ulpia Traiana, Adam Clisi, Istria, Apulum și Roșia Montană, de cele 15 din Bulgaria, Serbia și Croația și să atragă turiști din vestul Europei. Tot ieri a fost ziua porților deschise, iar situl a fost vizitat de sute de turiști. Ghizii de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva i-au condus pe oameni printre ruinele vechi de mii de ani. Cei prezenți au aflat poveștile cetății și au putut participa la ateliere meșteșugărești. Din peisaj nu au lipsit nici luptătorii romani. De altfel, Ulpia Traiana Sarmizegetusa este primul oraș întemeiat în provincia Dacia după cucerirea romană. Vor găsi aici ateliere de jocuri romane, ateliere de gastronomie, ateliere de prelucrare a osului și cornului, a metalelor, atelierul de tras cu arcul, unde toți copiii au încercat să nimerească ținta. Încercăm să reînviem câteva meșteșuguri antice. Ce lucrez eu aici este meșteșugul prelucrării osului și a cornului. Diferite obiecte, puteți vedea amulete, ace pentru prins păr, ace de cusut, jetoane, zaruri pentru joc, piepteni, cuțite. Nu e foarte greu, e foarte migolos. Ai nevoie de foarte multă răbdare pentru os și pentru corn. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Hunedoara, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva și Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, în colaborare cu Primăria Comunei Sarmizegetusa. E doar o vizită documentară la fața locului, dar marchează un moment crucial în derularea proiectului Ruta Împăraților Romani. Cred că așa cum se întâmplă lucrurile bune și în interiorul țării noastre, iată că și o colaborare între mai multe state din Europa poate duce la un rezultat mai rapid, iar rezultatul pe care ne-l dorim noi este reconstrucția
acestui loc cu o valoare inestimabilă pentru istoria noastră, pentru identitatea noastră națională și cu perspectivă cu totul și cu totul deosebită pentru ce va însemna în viitorul apropiat, sperăm noi, o creștere economică semnificativă prin creșterea activității turistice în județul Hunedoara. Cercetările arheologice efectuate până în prezent la Sarmisegetuze Olpea Traian au scos la iveală doar 10% din vestigiile istorice, iar pentru continuarea săpăturilor va fi accesat un credit european de 5 milioane de euro. La Arad, arta de scin sâmbătă în Parcul Eminescu, nu cu dube și mascați, ci cu multă culoare, inventivitate și bună dispoziție. Numeroși tineri arădeni care practică tipuri de artă mai mult sau mai puțin convențională și-au prezentat lucrările și au făcut demonstrații în cadrul unui eveniment care dezvăluie un plan ambițios, colorarea unui oraș despre care mulți localnici se plâng că devine din ce în ce mai gri. Evenimentul Art Avenue a reunit sâmbătă în Parcul Eminescu din Arad forme diverse de activitate artistică, promovate în special de tineri ingenioși, care demonstrează că talentul, imaginația și atracția spre frumos poate să învingă barierele dificultăților materiale. Fără prea mulți bani, poți, de exemplu, să creezi diferite bijuterii care să ofere celui care le poartă o stare de bună dispoziție. Aveți niște cercei, medalioane, inele. Deocamdată eu stau în loc cu prietenii mele care le-am făcut. Bun, pentru că nu e aici și noi, spune-ne câteva cuvinte despre felul cum le face, descompiră. Le face din ceva primul și atunci trebuie să le bage la cuptor, să le formeze cumva, ea face modelele și tot ce ține de asta. Deci oferim brățări pentru copii, coliere, iar cercei, o gamă largă de cercei și iarăși brățări de bărbați și... Este un eveniment dedicat artei. Puteți spune că ceea ce faceți dumneavoastră este artă? Eu zic că da. Am văzut că ești și o creatoare de diferite obiecte. Le-ai imprimat și lor veselia asta? Evident. Asta exprimă bijuteriile și obiectele de decor de la Funky Craftings. Culoare, viață, stare de bine... Good vibes. Cine vrea să se simte bine, e suficient să îi poartă asemenea brățară. Exact. Cine are un stil de viață colorat și care vrea să inspire fericire când umblă pe stradă sau, mă rog, când există pur și simplu, da, poate să apeleze la Funky. Tot fără o investiție foarte mare, te poți lansa în lumea fascinantă a ceea ce cândva era o meserie, coafura, dar care astăzi devine tot mai mult o formă de artă numită hairstyle. Cât de complicat este? Cum de reușiți să aveți îndemânarea de a face ceva atât de deosebit? Nu e greu. Ce necesită, îndemânare sau exercițiu mai mult? Ambele. Tu ești cu spatele, nu vezi ce se întâmplă. Care crezi că va fi rezultatul final? O codiță foarte colorată, care să îmi completeze stilul meu foarte colorat și vesel. Și cam atât. Și dacă ești cu adevărat talentat, poți ajunge în timp să ai propriul tău salon, pe care îl poți adapta cerințelor unui asemenea eveniment. E barbershop, deci frizerie normală. Niște treceri creezi acum, de la 0 la 2. Să înțelegem că această ocupație trece deja din sfera, zicem așa, serviciului public în cea artei? Da, cred că trece. Avem grijă de fiecare fir al clientului. Suntem mult mai detaliați pe tot ce se întâmplă pe cap. Este aici vorba și trebuie nevoie de foarte multă imaginație? Da, chiar e. Dacă iubești desenul și culoarea, nu ai nevoie neapărat de pânză. Te poți apuca de graffiti și suportul artistic ia variante nelimitate. Iar după un timp ajungi să ai și discipoli. Cum te cheamă pe tine? Jane. Spune-mi ce-i tu, ce-i ăsta? Jane. Și ce faci tu cu spray? Desene. Așa! Poate nu vă vine să credeți, dar și răsfățarea papilelor gustative cu o băutură răcoritoare poate fi și ea tot o formă de artă. Avem limonadă cu mai multe arome, siropuri de mai multe feluri. Stau simplă, după preferința fiecăruia. La dumneavoastră nu există riscul să creadă lumea că nu sunt naturale, pentru că... Le facem aici, pe loc. Le răcim, adăugăm siropurile, fiecare își pune cât zahăr dorește și fiecare este fericit.
Organizatorii își doresc acest eveniment să învioreze viața artistică și socială a Radului, un oraș considerat destul de conservator în ceea ce privește formele de expresie contemporane. Din moment ce e gri înseamnă că este loc de pus culoare, așa că ne punem și ne facem treaba cât mai bine și să fie copiii și tinerii și toată lumea mulțumită că se întâmplă ceva în Rad. De asemenea, evenimentul a avut și o componentă umanitară. Cum de v-ați gândit să aduceți oamenii care fac diferite produse din handmade, care fac, eu știu, o freză, care sunt... Cam fiecare are icoarta lui aici, știi? Băieții cu frezele, care, adevărul fiind spus, în zilele noastre cam este și asta o operă de artă. Fetele cu handmade, m-am uimit un pic că toată lumea așa, când au auzit, au vrut să vină, mega fain, băieții cu hip-hop-ul, cu muzica. Deci cam toată lumea are chiar partea lui de artă aici și de fapt asta e și un eveniment de artă. Dar e un pic mai new age. Art Avenue a fost realizat în colaborare cu Asociația Rad Capitală Europeană a Culturii 2021, dorindu-se un sprijin pentru candidatura orașului la cea mai importantă distincție a Uniunii Europene în materie de cultură. Cai, vaci, oi și chiar bivol în mijlocul unui hipermarket din Oradea. Regetele, nechezăturile și tot felul de sunete specifice i-au făcut pe clienții magazinelor să-și pună întrebarea dacă nu cumva se pregătește o nouă arcă a lui Noe. Cea de-a șaptea ediție a târgului Agrobihor din Oradea s-a încheiat după 3 zile, în care 10 de utilaje și animale au fost expuse în parcarea centrului comercial. Evenimentul a fost deschis oficial vineri înainte de prânz. Organizatorul principal, Camera Agricolă Bihor, a adus la Oradea peste 100 de firme de specialitate din județele Gorj, Timiș, Arad, Satu Mare și Bihor, dar și din Germania și Ungaria. Are loc târgul Agro Bihor, ediția a 7-a. El s-a deschis în data de 4, deci în 4 până în 6. Pe perioada târgului am organizat diferite evenimente de interes pentru fermieri și pentru producătorii agricoli. Printre aceste evenimente aș remarca demonstrația în câmp cu utilaje agricole. Fermierii sosiți cu animalele au realizat o expoziție inedită. Este o satisfacție deosebită, întrucât de mic copil am crescut cu bivoli în curte. Tatăl meu are 80 de ani acum și încă crește bivoli. Asta e o dragoste care se moștenește până la urmă. Deci am început cu școala economică, am lucrat ca și bucătar și am crezut în șansa vieții. Nu pot să spun că am găsit-o, dar nici rău nu-i. Să ne tot plângem. E bine, am și l-o dat. E perfect, e așa cum e. Sâmbătă, înainte de prânz, zeci de bihoreni au ieșit la Arad. Munca a fost însă doar demonstrativă. Organizatorii pregătind pentru curioși o demonstrație de utilaje agricole. Majoritatea spectatorilor au fost fermieri interesați să-și cultive terenurile cât mai eficient. Cei care au trecut prin parcarea centrului comercial au putut vedea o gamă variată de mașini agricole care lucrează pământul de la Arad și până la recoltarea produselor, dar și tractoare de diferite tipuri. Duminică, în ultima zi, fermierii cu cele mai frumoase animale au fost premiați de organizatori. Pentru copii, atracția principală a fost o expoziție de cai de rasă, vaci, oi, porci și ponei. La rândul lor, amatorii de produse tradiționale și mâncăruri au avut la dispoziție o gamă variată de la legume, fructe, miere de albine, până la uleiuri presate la rece, vinuri din diferite specii de struguri, mititei, cârnați de casă ori grătare. Mă ocup de apicultură de 29 de ani, pe care am împlinit în 8 iunie anul acesta. Deci sunt în al 30-lea an și o fac cu multă plăcere și cu multă pasiune. Nu urmăresc atât câștigul, cât pasiunea este mai mare. Târgul Agrobihor s-a aflat anul acesta la a 7-a ediție. Festivalul usturoiului în Ținutul Contelui Dracula a aglomerat peste așteptări Valea Strejii din Bistrița. Sute de români s-au adunat pentru a lua măcar un cățel de usturoi care să-i apere de vampiri. Festivalul a fost un prilej și pentru cei mai puternici bărbați ai zonei să-și măsoare puterile, iar pentru descântătoare, puterea de ochiului. Tot ce este pur românesc s-a găsit în abundență la Festivalul Usturoiului de pe Valea Strejii. De la ținută, obiceiuri și produse 100% românești, nimic nu a lipsit. Usturoiul adunat în buchete a fost primul căutat. Am primit un buchet de usturoi ca să mă apăr de vampiri. Vă dați seama că dacă nu avem usturoi la noi în zilele astea, când e o mare așa de energie care o aduc vampirii asupra acestui ținut. Dacă nu avem usturoi la noi, suntem terminați. Dar noi avem grijă întotdeauna să avem usturoiul la noi, pentru că ne apără de vampiri.
Și unde îl țineți? Unde îl puneți? E, la noapte îl pun sub pernă. Astăzi peste zi îl port în sân, dar nu tot. Numai o bucățică o port în sân. Trebuie un talisman să avem la noi întotdeauna. Aici, pentru mine e un concediu adevărat la voi, în România, și aici, la Festivalul Storoiului. De unde sunteți? A, din Nürnberg, Germania. Da. Și ai venit exprim pentru festival? Vorbesc numai un pic românește. Da, da. Și cum e festivalul acesta față de ceea ce vedeți în Germania? N-avem în Germania festival din asta, dar da, foarte frumos, direct în pădure. La mare căutare a fost și țuica, bineînțeles cu mărgele. Agitând această sticlă, face mărgele. Din ce ai făcut țuica? De prună. Natural, 100% prună. A intrat în tradiția festivalului ca cei mai puternici bărbați ai regiunii să-și arate forțele și talentele. Hai, finalul! Cum e clapa? Ia uitați cum vă împinge direct din promovare, ca o trupă. Festivalul Storoiului a fost organizat cu sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, al Centrului Județean pentru Cultură, al Bibliotecii Județene și al Primăriei Comunei Tiha Bărgăului. Se spune că muzica corală deschide simțurile sufletului. S-a întâmplat în Maramureș, unde 9 coruri de elită din România și alte 4 țări au oferit reprezentații de excepție pe scena Festivalului Internațional Liviu Borlan. Marele premiu al competiției a ajuns în acest an la Arad. Corul Nașterea Domnului a avut cea mai bună interpretare, acesta fiind cel mai mare trofeu obținut de grup până acum. S-a încheiat încă o ediție de excepție a Festivalului Internațional Liviu Borlan din Baia Mare. Corul Nașterea Domnului din Arad a întrecut 8 grupuri din România, Bulgaria, Macedonia, Polonia și Letonia, cu un palmares bogat de premii internaționale. Grupul arădean a cucerit jurul și asistența prin piesa Legenda în lemn, aceasta ducând în vitrina corului primul mare trofeu. Cântecul ne-a ales pe noi și este cel mai mare trofeu pe care l-a primit corul Nașterea Domnului. Ne bucurăm că l-am primit aici acasă, la noi, în România. Dacă s-ar putea, l-aș tăia în bucățele și l-aș da fiecărui corist în parte o bucățică și o bucățică susținătorilor din sală și celor de acasă, care am lăsat o parte din cor acasă și de mulți susținători și preoți care sunt alături de noi și prietenii noștri. A fost foarte greu, dar acum mi se pare extraordinar, a meritat. Momentele acestea, știți, le trăiești de puține ori în viață și le păstrezi și le povestești mai departe. Misiunea jurului nu a fost ușoară și nici la departajarea celorlalte cururi participante, nivelul grupărilor fiind ridicat, iar lucrările prezentate de dificultate maximă. Locul întâi a revenit corului Ațele din Letonia, locul 2 corului Ivan Spasov din Bulgaria și locul 3 corului Armonia din Constanța. Pot să vă spun că acest bilanț este o victorie totală a tuturor. Mă simt ca un campion care am ajuns la finish, transpirația nu este degeaba, trăirile sunt extraordinare, iar nivelul foarte ridicat al festivalului ne face să ne simțim în al nouălea cer. Ce avem în plus, ce avem în minus față de edițiile de anul trecut, ce am învățat la această ediție? Am învățat să acceptăm surpriza celor care vin. Am învățat, și eu deocamdată cu ce am învățat că mai presus de orice este să vii să te bucuri alături de ceilalți. Festivalul Coral Internațional Liviu Borlan s-a încheiat în aplauzele iubitorilor muzicii de calitate. Moment unic, plin de emoții la Brașov, crucea de rugăciune a părintelui Arsenie Boca, descoperită după aproape 70 de ani, a fost purtată în procesiune de preoți și de sute de pelerini. Este pentru prima oară când credincioșii pot vedea și atinge crucea din argint.
Crucea lui Arsenie Boc a fost purtată într-o procesiune pe străzile din oraș înainte de a fi expusă în biserică. Sute de credincioși din toată țara au venit să se închine la obiectul sfânt ce a aparținut părintelui Arsenie Boca. De ce ați venit astăzi aici la biserică? În primul rând pentru îmbogățire spirituală și în al doilea rând pentru sănătate. Și de aceasta am venit aici să mă rog și pentru cei dragi și pentru cei apropiați și pentru toți. Am venit pentru că este o mare sărbătoare pentru toți cetățenii municipiului Brașov. Icoana Maicii Domnului este aici și mai mult de atât crucea părintelui Arsenie și pentru toți credincioșii din Brașov este o mare cinste că este aici la noi. Și totodată că se poartă Sfânta Cruce a Sfântului Ardealului, care pentru noi este o minune și un mare eveniment să fim astăzi aici. Minuni s-au întâmplat. Am fost și eu la mormântul părintelui Arsenie Boca. Într-adevăr, ce mi-am dorit s-a realizat și ce am rugat pe părintele cu adevărat să împlinit. Ne uitându-ne atent la crucea pe care părintele Arsenie Boca o avea în mână și cu care a binecuvântat atunci credincioșii, am văzut că, de fapt, crucea pe care eu, când am venit preot aici, am găsit-o în Sfântul Altar, este aceeași cu crucea părintelui Arsenie Boca. Crucea va fi expusă permanent la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Șchiei Brașovului. Panică maximă într-un cartier din Bușteni, un urs a fost filmat în timp ce intra prin curțile oamenilor. Animalul a făcut ravagii, a rupt garduri și porți și a ucis mai multe păsări. Localnicii au încercat să-l alunge, dar nu au reușit. Oamenii se tem că ar putea fi atacat și ei în orice moment. Imaginile au fost surprinse cu puțin timp înainte de miezul nopții într-un cartier din Bușteni. Ursul s-a plimbat nestingherit pe drum, apoi a intrat într-o curte. Uite-l, bă, lupe, bă, bă! Uite-l cu noua ta, bă, gherit! Uite-l! Ia-l de noastră! Bă, vine-cu-a, vine-cu-a! Animalul a ucis mai multe păsări și a distrus gardurile și porțile. Băi, a rupt gardul ăsta cu totul, bă! A rupt gardul cu totul aici! Foarte mare, chiar mă miră că n-a fost așa de mare urs. 11:30 a coborât. O femeie acum câteva minute am trecut până la, mi-a zice, dacă nu cu 5 minute dacă urcai, dădeam nas în nas pe el. Animalul coboară deja de câteva zile în oraș, iar oamenii se tem să nu-i atace și pe ei. Singura fântână florentină din Banatul Montan se află la Reșița, în curtea interioară a Casei de Cultură a Sindicatelor. A fost adusă în 1951 și este încă funcțională, deși este un obiectiv care ar putea contribui la revigorarea turismului local. Ca de obicei, în România, autoritățile caută soluții. În curtea interioară a Casei de Cultură din Reșița se află o fântână unică în partea de vest a țării. Fântâna a fost adusă în 1951 tocmai din Florența și este funcțională chiar dacă nu a mai fost pusă în funcțiune de mai mulți ani. Fântâna este una deosebită, iar ansamblul este format din mai multe statui reprezentând femei, dar și animale, berbeci, pești sau broaște. Ea este absolut funcțională. Din lipsa banilor nu o folosim, pentru că e absolut funcțională. Din ulciorul țărâncii de sus începe să curgă jetul de apă, care apoi este preluat pe celelalte nivele, curge din celelalte etaje, ajungând la berbecii de jos, care preiau și prin coarnele lor iese apa. Curtea interioară a Casei de Cultură a Casei Sindicatelor a fost reabilitată deoarece dalele din pavaj s-au dislocat din cauza infiltrațiilor de apă. Directorul instituției spune că în curte s-ar putea desfășura tot felul de acțiuni culturale și chiar activități comerciale. Vreau să facem în această zonă un fel de cafenea literară, o zonă în care se întâlnească o dată pe săptămână sau la două săptămâni, în funcție de cum hotăram noi, toți cei care erau interesați de literatură, de artă în general, de cultură. Pentru asta aveai nevoie însă de cineva care se ocupe
cu partea de, mă rog, servire, în sensul în care trebuiau oamenii care vin acolo să bea o bere, să bea o cafea, o apă minerală, și asta înseamnă activitate comercială pe noi, pe care noi ca și Casa de Cultură nu puteam să o facem. Trebuia să găsesc pe cineva, un agent comercial care să-și asume o astfel de activitate. Conducerea Casei de Cultură a Sindicatelor caută momentan soluții pentru reabilitarea și conservarea ansamblului Fântânii Arteziene. Aproape 15.000 de refugiați au trecut din Ungaria în Austria în acest weekend. După acest aflux, însă, cele două țări au anunțat reînăsprirea verificărilor la frontieră. În acest timp, în țările europene, consensul se lasă așteptat în ceea ce privește repartizarea cotelor de refugiați, care ar urma să revină fiecărui stat. Peste 13.000 de refugiați au trecut din Ungaria în Austria sâmbătă și duminică, a anunțat poliția austriacă, iar 14 trenuri ungare au dus duminică mii de refugiați la stația ungară de frontieră Hegyeshalom, de unde au urcat în trenul către Austria. Poliția ungară nu a intervenit, în timp ce refugiații care soseau cu aceste trenuri au trecut frontiera în Austria, beneficiind astfel de o decizie surpriză a Ungariei de a nu mai verifica vizele pasagerilor din trenuri internaționale, o măsură la care a recurs anterior pentru a bloca drumul imigranților către Europa de Vest. Un purtător de cuvânt al guvernului ungar, Zoltán Kovács, a declarat pentru agenția The Associated Press că Ungaria a decis să renunțe la verificarea vizelor călătorilor cu trenul, o măsură introdusă abia marți, deoarece o scădere bruscă a numărului de refugiați a fost posibilă după ce Germania și Austria au decis să accepte mii de solicitanți de azil blocați în Ungaria. Budapesta a folosit o flotă de 104 autobuze pentru a goli gara Keleti și principalele autostrăzi din țară de peste 4.000 de refugiați pe care i-a condus la frontieră. La rândul său, un purtător de cuvânt al poliției austriece, Gerald Pangl, a declarat că Austria le-ar cere azilanților în mod normal să completeze documente la sosire, dar erau atât de mulți încât acest lucru nu a fost posibil. În acest moment, în această situație excepțională, nu putem face față procedurii, nu putem înregistra toți refugiații, a declarat el. A fost însă doar o măsură temporară. Austria anunță că va anula măsurile prin care le-a permis în acest weekend refugiaților să pătrundă pe teritoriul său din Ungaria. Cancelarul Werner Faymann a anunțat duminică seara că măsurile de urgență urmează să fie anulate pas cu pas, în vederea asigurării securității comune a frontierelor externe ale Uniunii Europene, respectării procedurilor de azil corecte și ajungerii la o distribuire echitabilă a solicitanților de azil prin intermediul unor cote europene. Și autoritățile maghiare își dublează vigilența. Potrivit unui raport publicat pe site-ul poliției, 2181 de persoane au fost reținute vineri, 1002 sâmbătă și 2203 duminică. Proceduri penale pentru trafic de persoane au fost demarate împotriva unui număr de 38 de persoane, dar și împotriva altor 5 pentru falsificare de documente, potrivit acelorași surse. Aceste decizii administrative vin în condițiile în care la nivel politic cresc disensiunile la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește politica referitoare la refugiați și cotele care urma să fie repartizate fiecărui stat. Ungaria nu exclude posibilitatea unei discuții sensibile și corecte despre sistemul de cote al Uniunii Europene în vederea distribuirii refugiaților, dar avem o problemă cu calendarul, a declarat premierul Victor Orban luni la o reuniune a diplomaților la Budapesta. Omologul său de la București, Victor Ponta, a declarat la rândul său că România nu poate primi mai mult de 1500 de refugiați și că este vremea ca România, care nu a fost primită în Schengen, să și beneficieze de sprijin și nu doar să îi se solicite solidaritate. Iar în Germania, afirmația cancelarului Angela Merkel, conform căruia statul german așteaptă aproximativ 800.000 de refugiați, a provocat reacții critice chiar în sânul coaliției de guvernare. Nu putem, ca Republică Federală, să acceptăm pe termen lung toți refugiații, când există alte 28 de națiuni membre ale Uniunii Europene, a declarat liderul CSU din Bavaria, Horst Schäfer, avertizând că afluxul poate eroda susținerea publică față de politicile liberale guvernului în domeniul azilului. Teritoriile controlate de Organizația Stat Islamic au fost atacate de autoritățile de la Bagdad. Pentagonul a confirmat că armata irachiană a lansat pentru prima dată atacuri cu avioane de vânătoare de tip F-16. Acestea au fost achiziționate din Statele Unite, special pentru lovirea unor ținte ale grupării Stat Islamic. Thank you.
Un purtător de cuvânt al Pentagonului, Peter Cook, i-a lăudat luni pe irachieni pentru succesul cu care au utilizat ceea ce a catalogat aeronave de ultimă generație în campania împotriva grupării teroriste. El nu a oferit detalii despre aceste atacuri aeriene. În schimb, generalul Anwar Hama Amin, din cadrul forțelor irachiene aeriene, a declarat duminică pentru AFP că avioane irachiene de război au efectuat 15 atacuri începând de joi. Armamentul inteligent utilizat împotriva unor ținte ale statului islamic în provinciile Salaheddin și Kirkuk, la nord de Bagdad, a adus rezultate importante, a declarat generalul, apreciind că avioanele de vânătoare vor avea un impact asupra modului de desfășurare a operațiunilor în viitor. Irakul a primit în iulie 4 avioane de vânătoare de tip F-16 de la Statele Unite, o primă tranșă din cele 36 de aeronave pe care Washingtonul le-a vândut Bagdadului. Lupte de stradă în capitala Republicii Moldova, mai multe persoane au fost rănite, iar altele au fost arestate duminică seara la sediul Procuraturii Generale din Chișinău. Poliția a trebuit să ia măsuri dure după ce susținătorii unui partid au forțat intrarea în instituție. Zeci de mii de persoane au participat duminică la un miting de protest în Piața Mare a Adunării Naționale din capitala moldoveană. După miting, organizatorii protestelor, Platforma Dreptate și Adevăr, au instalat corturi în piață și au promis în noaptea de duminică spre luni că vor rămâne în ceea ce au denumit ei orășel al demnității și adevărului, până când le vor fi îndeplinite revendicările. Platforma Dreptate și Adevăr a anunțat duminică pentru prima dată că vrea alegeri anticipate și că până atunci se va transforma într-un partid politic. Protestatorii au cerut demisia președintelui Nicolae Timofti și alegeri anticipate, în urma unei fraude în care $1 miliard a dispărut din această fostă Republică Sovietică, una dintre cele mai sărace țări din Europa. Ei au cerut de asemenea demisiile unor oficiali, inclusiv de la Banca Centrală și Procuratura Generală. Poliția estimează că la mitingul antiguvernamental de 6 ore au participat peste 60.000 de persoane în piața din fața guvernului. Organizatorii au anunțat însă că la proteste au luat parte până la 100.000 de persoane. Protestatorii au scandat sloganuri ca "Ne vrem țara înapoi" și "Jos cu oligarhii". Aseară, după încheierea mitingului, mai mulți susținători a partidului Blocul Roșu, o formațiune radicală, au încercat să rupă cordonul de poliție și să pătrundă cu forța în sediul procuraturii. Poliția a arestat mai multe persoane, iar alte câteva au fost rănite. O femeie a fost spitalizată. În acest weekend a venit răcoarea după o grea perioadă caniculară. Dacă aceste temperaturi se vor menține și pentru perioada următoare, puteți afla din rubrica Meteo. Marți, vremea se va menține răcoroasă pentru această dată în regiunile intracarpatice și apropiată de normalul termic al perioadei în restul teritoriului. Cerul va fi variabil, cu norări în nordul și estul țării, precum și în zonele de deal și de munte, unde nu mai pare restrâns, se va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și izolat în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 17 grade local în vestul, centrul și nordul țării și 26 de grade izolat în sud, iar cele minime se vor încadra între 3-4 grade în depresiuni și 17 grade pe litoral. Izolat, dimineața și noaptea se va semna la ceață. Vremea va fi răcoroasă în nordul, centrul și estul țării, unde cerul va avea norări și local și temporar va ploua slab. În restul teritoriului va fi cer variabil, doar izolat vor fi condiții pentru ploi slabe trecătoare, iar valorile termice vor fi apropiate de normele acestei perioade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în regiunile nordice și 27 de grade în lunca Dunării, iar cele minime se vor situa între 3-4 grade în depresiuni și 18 grade pe litoral. Izolat, dimineața și noaptea se va semna la ceață. Vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei perioade în toate regiunile. Cerul va avea norări și va ploua local ziua în jumătatea de est a țării, iar spre seară și noaptea, mai ales în sud-vest. În restul timpului și al teritoriului, cerul va fi variabil și ploile se vor semna la izolat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18-19 grade în nordul Moldovei și în depresiuni și 26 de grade în lunca Dunării, iar cele minime se vor situa între 4-5 grade în depresiuni și 18 grade pe litoral. La știrile din sport, vedeți ultimele noutăți din fotbal, handbal feminin și masculin.
FCM Baia Mare a obținut prima victorie în eșalonul secund, după ce a trecut la scor de Șoimi Pâncota chiar pe terenul arădenilor. Elevii lui Dorin Toma s-au impus cu 4-1 după o partidă pe care au dominat-o în totalitate. Arnăutu de două ori, Păcurar și Munteanu au perforat poarta gazelor, în timp ce reușita arădenilor a fost semnată de Pirtea. Da, într-adevăr, o bucurie pentru băieți, pe un teren greu, muncit și, bineînțeles, a venit și victoria asta bine meritată. Ce crezi că a făcut diferența astăzi? Grupul. Ne-am dorit poate mai mult. N-am jucat mingi lungi, am ținut mingea jos și asta s-a văzut. A fost un meci foarte greu, suntem bucuroși că am obținut această victorie. Se vede că mai avem unele probleme, sperăm să le rezolvăm pe parcurs și de ce nu să obținem un rezultat bun în cupă, să ne calificăm și de ce nu să sperăm la play-off, la obiectivul pe care l-am stabilit. Cu victoria de la Pâncota, băimărenii au urcat pe locul 4 în clasament, la doar 2 puncte de primele 3 clasate, Olimpia Satu Mare, FC Caransebe și Gaz Metan Mediaș, toate având 6 puncte, fiind despărțite de golaveraj. Încă ne bucurăm și ne vom bucura încă 2 zile de această victorie. Felicit în primul rând jucătorii pentru atitudinea și determinarea pe care au avut-o. Niciun adversar nu este de bătut, iar atunci când ai jucători foarte disciplinați și jucători bine pregătiți, astfel de rezultate nu sunt surpriză pentru noi. Cum va fi în cupă cu Olimpia? La fel, un meci dificil. Lăsați-ne, vă rog, să ne bucurăm de această victorie până mâine, după care vom vorbi despre meciul cu Olimpia. Toate meciurile sunt grele. Avem încă obiective, sperăm să le îndeplinim și să nu lăsăm, mai jos. În campionat, băimărenii vor juca în etapa următoare cu FC Caransebeș, în timp ce Șoimii vor evolua în deplasare cu Gaz Metan. Galop de sănătate pentru HCM Baia Mare în meciul cu nou promovata Alba Sebeș. Vicecampioana a obținut o nouă victorie facilă într-un meci în care dubla vicecampioană mondială, Alison Pinot, a debutat oficial. Partida a fost la discreția băimărencelor, care au dat recital pe semicercurile din Sebeș. Au intrat la vestiare cu un avans confortabil, scor 17-10, iar diferența a luat proporții la reluarea jocului, când vicecampioanele s-au desprins și la 19 goluri. Meciul s-a încheiat cu 36-18, principala marcatoare a băimărencelor fiind Catarina Iezici, care a înscris 8 goluri din acțiune. De pe primul loc al clasamentului, elevele lui Aurelian Roșca primesc marți vizita modestei echipe Rapid. În weekend însă începe turneul de calificare pentru Liga Campionilor. Nu putem să spunem nimic, trebuie să respectăm programul. Programul este foarte aglomerat, să ne învățăm să lucrăm, să jucăm la 3 zile. Dacă echipa noastră va intra în Champions League, așa se vor desfășura toate jocurile, tot la 3 zile, tot cu deplasări lungi. În orice caz, e foarte important ca pentru noi să rulăm tot lotul. Este foarte important pentru noi să putem să integrăm jucătoarele care au fost accidentate și la următoarele jocuri să poată să intre cât mai multe în teren, pentru că la aceste calificări vom avea nevoie de jucătoare cu mare experiență. În Champions League nu putem să jucăm numai cu debutante. La turneul de calificare în grupele Champions League, HCM Baia Mare va începe lupta cu campioana din Belarus. Din grupă mai fac parte vicecampioana Danemarcei și gruparea turcă Ankara Yenihmehal. Minau Razmus un egal prețios acasă la Steaua în a 4-a etapă a noului sezon. Cele două rivale au remizat scor 29-29, după ce la pauză bucureștenii au avut un avantaj fragil de un gol, 17-16. Campioana în titră a început bine partida și s-a distanțat la 4 goluri prin dublele lui Bera și Ghiță. Steaua a redus din diferență la mijlocul reprizei, iar spre finalul partidei a preluat conducerea intrând la vestiare în avantaj. În repriza secundă, bucureștenii au fost mai periculoși și s-au distanțat rapid la 3 goluri. Elevii lui Lars Walter au revenit din nou în joc la mijlocul actului secund, când s-au apropiat la doar un gol. Cu 7 secunde înainte de final, cele două echipe se aflau la egalitate. Steaua putea să câștige, însă fostul capitan al băimărenilor, Grasu, a trimis în zid
iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 29-29. Ionuț Ramba, cu o preușită, a fost cel mai bun marcator al băimărenilor în acest meci. Este al doilea egal pentru Minaur cu echipele din capitală după remiza din prima etapă cu Dinamo. În meciul următor, băimărenii vor întâlni pe teren propriu Politehnica Timișoara. HC Adrian Petrea Reșița a făcut cel mai bun joc din acest an împotriva unei echipe puternice, Dunărea Călăraș, echipa antrenată de selecționerul Aihan Omer, care avea numai victorii în Liga Națională de Handbal Masculin. Dacă a fost un joc bun, a fost și unul spectaculos, purtat în mare viteză, cu momente extraordinare, în care Șota Tzvaze a realizat parade eficiente în poartă, iar atacanții au înscris gol după gol, atât pe extremă cât și pe centru. Meciul a fost totuși echilibrat, deoarece călărășenii au revenit de fiecare dată și, conduși de coordonatorul și principalul marcator, Alin Șania, au stat în coasta reșițenilor, păstrând suspansul până în ultimele minute ale jocului. Trebuie un meci spectaculos, din toate punctele de vedere, cu multe faze de gol, spectatori bucuroși, echipa gazdă fericită. Un meci în care țin să felicit echipa gazdă pentru felul cum s-a dăruit pentru jocul ăsta și parcă au avut o viteză în plus, per total, ca și joc. Cunoșteam echipa Călărașului, cunosc pe domnul profesor, am lucrat atâta timp împreună și cu echipă experimentată nu puteam să facem față decât cu să contracarăm cu dorință și determinare în teren. Și cred că astăzi am echipa mea a avut acea viteză în plus și acea dorință și determinare pe tot parcursul meciului. S-a terminat 28-25 în fața unui public extrem de entuziast, undeva la 1000 de oameni prezenți în sală. În urmă cu câteva minute ne-a parvenit o știre din sport care îi va face bucuroși pe suporterii UTEI. Bătrâna doamnă a câștigat recursul înaintat la decizia Federației de a exclude echipa din Cupa României. Astfel, UTA va evolua mâine în această competiție de la ora 16:30 pe stadionul Motorul în companie echipei Metalul Reșița. Monitorul ORE 18 a ajuns la final. Vă urez o seară bună în continuare și vă aștept din nou la 21:30 pentru a vedea și revedea împreună cele mai importante știri ale zilei. O seară frumoasă!